Titan Forge Games a anunțat că Smite 2 va intra în faza de alfa închisă 24 7 pe 27 august, aducând cu sine un nou sistem de matchmaking revoluționar. Intitulat MOBA specific matchmaking, acest sistem a fost creat pentru a oferi jucătorilor un gameplay mai echilibrat și mai plăcut, integrând 10 ani de cercetare și feedback din partea comunității. Max Johnson, analist de date la Titan Forge Games, a declarat că noul sistem a fost reconstruit de la zero pentru a oferi o experiență de joc mai precisă și mai personalizată în loc să se bazeze pe un singur rating de calificare, noul sistem va urmări performanța jucătorilor în funcție de rolurile și zei pe care îi joacă, ceea ce va permite crearea unor meciuri mai echilibrate și mai distractive. Pe lângă acest sistem de matchmaking îmbunătățit, Titan Forge Games a subliniat importanța feedback-ului comunității în dezvoltarea Smite 2. Echipa de Q&A a menționat că jucătorii au raportat nemulțumiri legate de comportamentul minionilor, ceea ce a dus la implementarea unor schimbări semnificative în poziționarea și comportamentul acestora. Jucătorii care vor participa la Alpha vor avea ocazia să experimenteze nu doar acest nou sistem de matchmaking, ci și grafică îmbunătățită, un gameplay rafinat al zeilor și un nou zeu, Mordred, care se alătură panteonului Arturian.